Bineați, salut, și bine v-am găsit la un nou episod de mod showcase. Astăzi cu modul Necromancy. Și vă întrebați ce face modul, nu? Modul Necromancy este un mod care te ajută să-ți faci propriul tău animăluț. Ca în ultimul episod, cred că da, o să vă arăt întâi generarea lui în villager. În sate. Deci, în anumite sate puteți găsi, nu mai stați puțin să găsesc, știu că era pe aici, puteți găsi această construcție. E legat, uite, zice că și cu modul Gravestone. Și în aceste chestii, în afară de Soul Sand, puteți găsi și niște chesturi, stai așa să, stați să le... Uite, aici un chest cu anumite părți. Și o să vă arăt imediat puțin mai încolo care e faza cu părțile. Și aici mai aveți două chesturi. Să știți că nu toate o să fie, nu o să le puteți lua pe toate. Unele sunt puțin băguite, unele părți. Și sunt gen ghost blocuri. Văd că am avut noroc în oraș și le-am avut pe toate. În fine, acum haide să mergem la laboratorul nostru de secret. Cred că ați văzut deja partea de mod showcase acolo. Nu s-au încărcat bine ceancurile. Ok. Necromancy. Primul lucru în acest mod trebuie să ne facem, în afară de sticlele astea, o să luăm un stack. Trebuie să ne facem un needle. Bone needle. Și se face cu un bone meal. Și dacă vă întrebați ce facem cu el, păi, să spawnăm o găină, luăm bone needle-ul și dăm așa, și dăm click stânga. Și din câte vedeți, îl distruge, dar ne dă, a scăpat găina, dar ne dă jar of blood. Și vă întrebați ce facem cu Jar of Blood-ul, o să vedeți mai acum. Acum, al doilea lucru care trebuie să ne facem e un cycle, da. Și se craftează cu un obsidian, iron hoe, stick și un Jar of Blood. Și cu acesta avem nevoie tot așa de sticle și spawnăm o găină și o omorâm. Și primim soul in a jar. Cu acesta, o să vedem ce facem mai încolo. Putem upgrada cycle-ul la bone cycle. Din câte știu doar, cred că are durabilitatea mai mare. Și ne trebuie un diamant, un bone, un cycle și un obsidian. Ok, haideți să închidem asta aici. Se pare că cineva a uitat să pună butoane. Acum, ce trebuie să craftăm este un Necronomicon. Care se craftează cu 4 leather, un feather, nether wart, insect și un jar of blood. Și ne trebuie un altar. Deci, un lemn, un Necronomicon și două bucăți de cobblestone. Și cum se craftează? Punem un wood, două cobblestone și dăm click dreapta cu necronomiconul pe altar. Și vedeți interfața. În primul slot aici trebuie să punem jar of blood și aici soul in a jar. O să vedeți mai încolo cum funcționează toată chestia asta. Acum trebuie să ne facem un sewing machine care se face cu 7 iron, un string și un needle, bone needle. Și are această interfață. În sewing machine putem face punând un leather. Am zis un leather. Ok.
un ladder, o să ne dea 8 skin. Deci facem 8 stack-uri dintr-un stack de ladder. Și e cam chestia principală din mod. Omorând mai mulți mobi, nu contează de care, vom primi brain, heart, plan, plămâni, nu știu exact cum e engleză, și mușchi. Iar aici sunt rețetele din Sewing Machine. Ca să facem un cap de monstru, avem nevoie de 2, 4, 6, 8 skin, un brain, 2 spider eye și aici pentru un zombie avem nevoie de rotten flesh. Dar unde am pus rotten flesh-ul puteți înlocui cu alte chestii care o să vi le arăt mai încolo. Pentru un braț avem nevoie de 8 skin, 2 oase, un mușchi și rotten flesh pentru zombie. Pentru torso, nu știu cum să traduc în română, piept, corp, avem nevoie de 6 skin, 4 oase, o inimă și un plămân. Și pentru picioare avem nevoie de 8 skin, 4 oase, 2 mușchi și tot așa, 2 rotten flesh. Acum o să vă arăt. Dacă înlocuim rotten flesh-ul cu string, primim cave spider, toate chestiile astea, gen cave spider, bucăți de cave spider, insect pentru squid, bones pentru schelete, gunpowder pentru creeper, rotten flesh pentru zombie, spider eye pentru spiderul normal, raw chicken pentru pui, raw beef, cred că e. Parcă da, robifle. Așa, pentru vacă, Ender Pearl pentru Enderman, Pork Chop pentru porc, Wool pentru oaie, Iron Block pentru Iron Golem, o carte pentru Villager, Poisonous Potato pentru Witch și Cooked Beef pentru Pigne. Iar acum o să vă arăt ceva în Nether, dar are generație și Nether modul. Stai să ne teleportăm. În Nether o să găsiți acest gen de construcții. Vedeți, sunt pline de blood, liquid blood. Și le puteți lua cu o găleată și punând așa în crafting table normal, o să primiți oft jar of blood. Să ne întoarcem în lumea normală acum. Ok, am revenit dacă găsesc ieșirea. Acum sunt câțiva mobi în acest mob. O să vreau mai încolo. Primul mob, să ne luăm și o sabie. Primul mob este, să spun și cum îl cheamă, Necromantic Teddy. Vedeți, e așa de puțin de groază, o să ne dăm în game mode 0. Să vedem cât damage ne dă. Cred că suntem pe peaceful, dar ne punem pe easy. Se pare că nu atacă. Da? Nu, se pare că este peaceful. Poate cred că e doar ziua, habar n-am. Apoi avem Nightcrawler. Chestia asta dă wither când atacă și îl puteți găsi mai ales prin peșteri și dă ender pearl-uri. Și un mob foarte interesant este Isaac. Toți cred că știți modul Binding of Isaac și uitați-l aici. Prima dată dă cu tier-uri normale. Uop. Și am murit. Da. Sper să nu se activeze spawnerul ăla de wither. Ok. Acum să revenim. Vreau niște
Ok. Așa. Sunt perfect. Nu uite, vedeți modul în Gravestone? Ok, ne-am luat ăsta la fel. Să revenim la Ice. Primul atac dă cu tier-uri normale. Le-ați văzut acolo. Și când îl omorâm, dă cu tier-uri de sânge. Să mai numim și asta. Are 3 stagii. Ice cu normal, cel sângereu, pot să zic, și când corp, e corpul și capul. Iar atacându-i capul, e o șansă să îl dropeze. Și dropând capul, îl luăm de aici, ne-l putem pune și mergem în opțiuni, controle, și aici avem shot, blood tier și normal tier. O să pun pe left și pe right. Ok. F5, din câte vedeți, așa arată. Blood tier-ul o să ne dea damage și normal tier-ul nu. Deci o chestie în plus și se pare că mi-am distrus asta din mod showcase. Yay. Să le pun imediat la loc. Asta aici și asta. Următoarea chestie pe care vreau să vă arăt este pentru creativ Necromancy Spawner. Ceea ce face se spawnează un mob la nimereală sau da, la nimereală. Să dăm pe pisc. Un mob la nimereală. Așa. Acum. În joc putem crafta brain on a stick. Hai să craftează cu un fishing rod și un brain. Și din câte știu eu putem călări chestia pe care o avem. Ok, o să ne luăm ăsta. De fapt, îl lăsăm aici, pe unul doar. Sau ne luăm pe amândoi. Așa. Acum vom avea nevoie de Jar of Blood. Așa, nu merg cu Shift Key. Le punem în altar și mai avem nevoie de Body Pad. Ok, o să ne facem așa, 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 hai să le pun deja aici, și brațe de villager, și unul de witch, așa. Ca să spawnați shift click dreapta. Și fiindcă sunt în creative, o să rămân aici. Și cred că dacă dăm click dreapta cu step shift dreapta, nu pusați. Haideți să-l dăm aici. Putem să-l punem să se miște unde vrea el sau să stea. Cred că cu shift click dreapta sau... Deci să mă lasă să mă urc pe el. Nu știu de ce, dar văd că nu merge. În fine, normal ar trebui să meargă. Dar cine cred că vrea să... Să urce pe ceva de genul. Are tentaculele din mâini și stă și în aer. Ok. Ceea ce vreau să mai vă arăt, dar nu prea acum. Există și villager special care fac trade-uri cu body parts, jar of blood și tot felul de chestii. Deci da, cam atât a fost și cu acest mod showcase. Nu uitați să vă abonați, să apăsați butonul de like dacă vă place. Și lăsați, ne vedem, dar stați să termin. Ne vedem data viitoare cu un nou mod.